când nu poți menține de-a lungul istoriei sau pe perioade semnificative de lungi de timp notele dominante care constituie elementul definitoriu pentru o temă dată, acest criteriu trebuie abandonat și trebuie căutat un altul. Propunerea pe care am făcut-o în această carte și pe care am abordat-o de mai mult timp în unele dintre scrierile mele, este aceea de a răspunde la întrebarea pe ce tradiție politică, ori mai bine, mai întreg spus, culturală, ori de civilizație, pe ce fundal s-a proiectat prima distinție modernă stânga-dreapta, aceea care a rezultat din Revoluția franceză. Dincolo de accidentele că cei care erau pentru revoluționarea radicală a societății s-au aflat la stânga celui care reprezenta Adunarea Națională, iar moderații se aflau la dreapta. Dincolo de acest accident, întrebarea este pe ce fundal de civilizație și de cultură a fost proiectată această distinție. Și răspunsul meu, pe care vi-l propun și dumneavoastră, este să ne gândim ce anume funcționa ca reprezentând valorile centrale ale Europei în acel moment. Am numit acest lucru modernitatea clasică pentru a o distinge de alte forme de modernitate mai recentă sau de postmodernitate care astăzi tind să contamineze ceea ce în secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, culminând cu iluminismul, a devenit modernitatea pentru mine clasică. Ori, ea poate fi definită succint prin câteva elemente. Aceste elemente sunt, primul, raționalitatea. Un loc nou al rațiunii în economia facultăților sufletești. Legat de raționalitate, ori de o interpretare radicală a ei, raționalismul, este apariția spiritului științific. Aceste trei elemente, rațiune ca dominantă între facultățile sufletești, raționalism ca interpretare privilegiată a acestei preeminențe a rațiunii în economia sufletului, și spirit științific, care a creat știința modernă a naturii, o inovație radicală a secolului al XVII-lea, în aceste trei elemente citesc un prim element definitoriu pentru modernitatea clasică. Un al doilea element definitoriu este ceea ce, mult mai târziu, a fost numit capitalism și care a devenit aproape un cuvânt de injurie pentru mulți progresiști din lumea de astăzi. În loc de capitalism, prefer nici măcar termenul economie de piață liberă, ci o noțiune sau un sintagmă care descrie mai adecvat ceea ce este propriu în acest lucru pe care îl desemnăm prin numele de capitalism. Este ordinea societății private. Elementul capital este proprietatea privată, care este dat nu în vid, ci este dat printr-un aranjament legal care garantează libertatea indivizilor care se definesc prin o proprietate a lor, o proprietate individuală. Este un aranjament social care decurge nu numai din proprietate, care este individuală, ci și din aranjamentele legale care o garantează pe ea și garantează libertatea schimburilor. Asta este ordinea proprietății private. Dacă îi spunem capitalism, este aproape un cuvânt de injurie pentru mulți. Dar nimeni nu poate nega că acest aranjament instituțional bazat pe garantarea legală atât a libertății cât și a proprietății private reprezintă un tip de ordine socială nouă în istoria lumii, iar ea definește în mod clar și fără rest ceea ce am numit modernitate clasică. Aceasta este a doua trăsătură. A treia trăsătură este un anumit aranjament negociabil și renegociabil între individ și stat. Negocierea raportului dintre libertatea individului și autoritatea statului, limitele acestei negocieri sunt dictate de un aranjament care s-a numit în limba engleză rule of law,
iar în germană Rechtsstaat. Este vorba de statul de drept sau de domnia legii. Gradul în care se poate negocia, o renegocia raportul dintre individ și stat în modernitatea clasică este limitat de respectarea acestui principiu esențial care este statul de drept. Este al treilea element definitoriu pentru modernitatea clasică. În fine, al patrulea element definitoriu este un raport și el negociabil și renegociabil între stat și biserică, care este enunțat prin separarea statului de biserică, cu grade de variație între bunăoară situația din Statele Unite și situația din Franța, care sunt în interiorul unui lucru care nu se formulează cu precizia statului de drept, principiului statului de drept, dar care poate fi exprimat prin formula secularizării. Există o mișcare tipică modernității clasice care se care ilustrează un lucru pe care îl numim secularizare, care reprezintă teologic vorbind un soi de separare a puterilor în cosmos între ce este al cezarului și ce este al lui Dumnezeu și care este tehnic exprimat prin raportul dintre biserică și stat, separarea bisericii de stat cu diferitele variații. La un capăt avem conceptul de laicite francezilor, la celălalt capăt avem zidul care separă dinspre stat spre religie și invers, de care vorbea Jefferson în Statele Unite. Aceste trei elemente definesc modernitatea clasică. Acesta este cadrul de cultură și de civilizație pe care s-a articulat deosebirea stânga-dreapta care a emers din Revoluția franceză. Or, dacă acesta este cadrul de referință, înseamnă că notele care definesc stânga și dreapta decurg din atitudinea față de aceste valori ale modernității clasice, ale stângii, ale dreptei. Or, diferența fundamentală între dreapta și stânga pe acest fundal de tradiție, de civilizație, este dată de, încă o dată, de nota specifică prin care stânga a intrat în lumea modernă prin Revoluția franceză. Iar acesta este spiritul raționalismului în politică, este spiritul revoluționării. Aș vrea să vă explic ce înțeleg prin asta. Înseamnă dreptul nelimitat al cuiva, o forță politică, al unui legiuitor, al unui filozof, al unui grupări etnice, al unui partid politic, de a revoluționa în chip nelimitat societatea pentru a obține din ea ceva ce acea grupare consideră că este un bine absolut. Dacă acela este un bine absolut și dacă mijloacele, dacă dreptul meu de a impune societății acest bine absolut este nelimitat în sine, atunci și mijloacele pe care le întrebuințez trebuie cu necesitate să fie nelimitate. Asta numesc spiritul revoluționării permanente. Revoluția permanentă, care este un concept al lui Leon Trotsky, provine, este o raționalizare judicioasă, nu doar în ideologia comunistă, acestui principiu al revoluționării pe care Revoluția franceză l-a pus pe lume. Revoluția franceză este nu un monolit, este un complex de evenimente care s-a articulat pe o durată în mare, este un eveniment, este un complex de evenimente. Unii spun că a durat 200 de ani, alții spun că a durat 10 ani. Fapt este că ea a durat suficient de mult cât să arate că odată pus principiul ei, aparent benign, în 1789, ea a trebuit să dea bene toate etapele, unele constituționale, revoluțional-constituționale, până la teroare. Iar exemplul terorii a fost permanent orizontul regulativ în care stânga radicală, ca și dreapta radicală, și-au văzut menirea. În secolul 20 avem o moștenire sinistră în care se conjugă o interpretare de la dreapta
dinspre rasism și dinspre naționalism a principiului revoluționării permanente și nelimitate, iar în felul acesta au fost obținute sistemele totalitare de dreapta și nazismul. Iar la stânga avem o interpretare, o altă interpretare, dar în esență, potrivit mijloacelor identică, o revoluționare justificată la stânga. Și acesta este comunismul. Rezultatul este însumat peste 120 de milioane de morți în secolul care s-a încheiat. Într-un fel, epitaful monstruos al principiului revoluționării nelimitate a societății pe care l-a pus pe lume Revoluția franceză este experiența devastatoare a totalitarismelor de dreapta și de stânga în secolul 20. Prin urmare, ca să revin la punctul meu de vedere, dacă vreți să știți că sunteți de dreapta sau de stânga, trebuie în primul rând să vedeți dacă în dumneavoastră există o înclinare pentru a accepta, ori a respinge, principiul revoluționării nelimitate a societății. Dacă acceptați acest lucru,